sunt anumite afirmații din Scriptură pe care atunci când le citesc mă tulbură. Una din aceste afirmații este cea din versetul 8 și pune Felipe și el lasă un pic acolo în atenția noastră. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. De ce? De ce nu l-a cunoscut? Pentru că Dumnezeu este dragoste. Apostol Pavel, în Corinteni, 13, nu-i ca să pui textul, lăsați afirmația asta, doar facă lozi la ea. Ne spune că putem avea daruri spectaculoase. Chiar dacă am vrimi în limbi omenești, îngerești. Chiar dacă am avea credință să mutăm munții dintr-o parte în alta. Chiar dacă am cunoaște toate tainele. Chiar dacă ne-am dat averea la săraci, chiar dacă ne-am dat trupul să fie ars. Și noi iubim, suntem nimic. Și da, sunt oameni care fac sacrificii enorme. Unii care se moară, nu neapărat pentru semeni. Cine nu iubește, în termenii în care mi s-a explicat, nu l-a pe Dumnezeu. Și de ce, frate și surori? Dumnezeu pentru că în esență, e dragoste, atenție, nu dragoste e Dumnezeu, pentru că Dumnezeu în esență Lui e dragoste tot ce naște Dumnezeu are aceeași esență cu Dumnezeu. Noi când ne-am născut din mama și din tata, ne-am născut în păcat și în fără de lege. Avem aceeași esență cu mama și tata. Dar mama și tata sunt născut din Adam și Eva, după ce au păcătuit și că toată rasa umană nu e născută din Dumnezeu, dragii mei. Nici un pământean nu s-a născut când s-a născut biologic din Dumnezeu. Unul singur, Iisus din Nazaret. Noi toți ne-am născut din părinții noștri biologici, care la rândul lor s-au născut din Adam și Eva implicit, cu aceeași esență, substanță interioară, păcatul. Noi toți suntem contaminați de păcat. De aceea se vorbește și Domnul Iisus aduce în mesajul lui conceptul de naștere din Dumnezeu. Și acum ne putem uita în Ioan, în Evanghelie, în capitolul 1. Versetul 11, puneți, vă rog. E vorba de Domnul Isus din Nazaret. A venit la Isai, adică la evrei, că evreu a fost, și a săi nu l-au primit. despre 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul El, Isus, să se facă copia lui Dumnezeu. Versetul 13. Născuți nu din sânge, adică nu biologic, nici din voia firii, din aceași esență cu firea pământească lor și a părinților lor, nici din voia vreunui om ce născuți de unde? Născuți din Dumnezeu. Măi Nicodime, ai fi tu dascălul dascălilor. avea tu doctorat în teologie rabinică. Ascultă-vă ce spun, vai. Dacă nu te naști, dacă nu se naște un om din Dumnezeu, din apă și din Duh, nicio șansă să intre în împărăție. Pentru că tu, Nicodime, cu toată cultura ta religioasă, cu toată informația ta religioasă, te ești născut din aceeași esență, substanță cu părinții tăi, în păcat. Tu ai nevoie de o naștere din Dumnezeu. De ce Isus a fost urât de prelații vremii? De ce nu l-au putut iubi? Pentru că nu erau născuți din Dumnezeu, dragii mei. Frați și surori. Vă spuneam și zile trecute și aseară de tulburările pe care le-am întâmpinat în săptămâna trecută în rugăciunile noastre și în starea de vorbă din timpul zilei de sâmbătă cu frați și surori. Și Dan făcea aluzie la această întâlnire și Toni, pentru că Dumnezeu ne-a provocat și ne-a reamintit Dumnezeu că noi care pretindem că suntem copii Dumnezeu, nu putem demonstra că suntem născuți din Dumnezeu prin darurile noastre spirituale. Nici o șansă! Nici prin capacitatea de a predica, nici prin capacitatea de a face programe, liturghii, nici vorba dragii mei! Toate aceste lucruri care sunt bune, atenție, sunt bune, nu scot în evidență sorgintea noastră din Dumnezeu, originea noastră în Dumnezeu. Un singur lucru pe care Hristos l-a repetat mereu și Apostol Pavel și Ioan și Petru și ceilalți l-au surprins pentru ca biserica să țină minte. Un singur lucru. Un singur lucru. Dragostea. Iubirea noastră. Nu se poate să fii născut din Dumnezeu, care în esență, e dragoste și să nu iubești. Nu se poate, nu ești copilul lui. Egal cu ce te lauzi tu. Zero. Zero. Vestul 12 și apoi să închei cu câteva sfaturi practice. Vestul 12, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu și Ioan își începe Evanghelia spunând că cel, cel născut din Tatăl l-a văzut și cel pe care vrea Fiul să-l descopere. Deci hai să ne înțelegem, nu ne putem lua dacă am văzut pe, Domnul, pe Dumnezeu într-un vis, nu, astea baliverne. Da? Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Da? Atenție! Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu pe care nu-L poți vedea, rămâne în noi. Și deci, iată că nu pot vedea cu ochii aceștia. Vedeți, păi, care din voi vedeți acum aerul? Vedeți aerul? Eu nu-l văd. Vedeți careva aerul? Da, aici aerul, nu? Dumnezeu eu e prezent. Dar aerul intră în noi, fără aer noi murim. Dacă ne iubim unii pe alții, o rămâne în noi. Și consecința e tulburătoare și dragostea Lui, a Lui Dumnezeu, a ajuns perfectă în noi. Dați-mi voi o întrebare. Se poate ca într-o familie în care dragostea Lui Dumnezeu e desăvârșită în soț și în soție să divorțeze? Nici o șansă. De ce sunt așa de multe divorțuri în cercul evanghelice? Simplu. Pentru că oamenii aceia nu sunt născuți din Dumnezeu. De deci ce sunt atât de multe dezbinări în nu noastră? E simplu. Pentru că cei ce fac dezbinare, habar n-au cine Dumnezeu, nu sunt născuți din Dumnezeu. Deci nu are rost să ne bătăm cu apă rece. Dacă suntem născuți din Dumnezeu, îi iubim și pe dușmanii noștri. Dar să ne leudăm cu altceva. Hai să ne lăudăm cu iubirea de aproape. Și spuneam că o să vin cu câteva sugestii concrete pe care ne-a descoperit Dumnezeu discutând cu frații sâmbătă aici. Poate că unii zic, vă întrebați, dar cum se merete o dragoste a față de fratele? Dimineața am scris un mesaj în timp ce luam micul dejun cu Atena. Avem ca și voi grupul de familie pe WhatsApp și am zis, azi vă la noi. La copii le-am scris. Și când am toți de la biserică, la părând, zi, rând, părând, au zis fiecare, venim, venim, venim. Și au venit cu copiii, Ionatan cu două fetițe și Paul cu băieței. Am mâncat ceva împreună, am stat vreo două ceasuri și am plecat înapoi. Mica trecută, ne scris în atâta cine fiind la masă, am fugit la Cluj și am mâncat cu ei. De ce? De ce stai la masă cu copiii tăi? De ce stai la masă cu părinții tăi? Simplu, pentru că îi iubești. Aceeași natură cu ei. Ești născut din ei. De ce nu stai la masă cu ni frați și surori din biserica Betel? Nu la cina Domnului, că acolo sunt niște fățari, nici mulți. Apoi venim să ne împărtășim că, nu, no, nu, no, nu, no, ai altceva. Spunem. Și discutam sâmbătă cu frații și cu cei care au fost prezenți acolo. La am și copil de arăt în zona aia. Ia gândește-te, hai să... Și am și dat nume concret și aminte -am ce ce-a fost de față. Ea vorbește cu soția și spune, gata, duminică, invităm la masă familia cu O familie de romi. Familii de romi. De ce? Păi ca să îți amintești ție și să vadă și ei că tu iubești. Dar nu chema familie de romi, că unii am chemat dintre ei și am mers la familie de romi. Chiamă o familie, care știi că nu te, nu, poate înghiți, cum zicem noi. Hai să spun altfel. Cheamă la tine la masă o familie pe care niciodată n-ai chemat-o la masă. Și cu tine în biserica asta de 10 ani de zile. Dar vei spune, păi bine, dar frate, n-am, n-am, știi, noi nu, cum să cheme familia aia, că noi suntem, du undeva la un restaurant. Băi, bine, frate, n-am bani. Nu e cea casierul, da, e ce Irina. Îți faci din comitet. Cere-ne nouă. Și te ajutăm dacă n-ai. Dar ar fi acasă să-i chem. Că la restaurant e altă atmosferă. chiamă acasă. Ce dacă n-ai ce au ei? Să vadă ce ai și tu. Dar să vadă că ești curat și curată și ești gospodină. Iubirea, spunea Toni lucru extraordinar. Mulțumesc, domnului Toni. Domnule, cere să murim puțin câte puțin. Să luăm din timpul nostru, din confortul nostru, să punem două ore ca să stăm la masă cu familia cu tare. Că dacă vă uit în textul din seara asta, Ioan ne spune în ce constă iubirea lui Dumnezeu față de noi? În faptul că El a investit, a consumat, a oferit ce a avut mai scump în cosmos. Pe Fiul Lui. Și zice, așa trebuie să ne iubim și noi, nu cum ne place nouă să ne iubim. Dar nu se cere să sacrifici fiul. Sacrifici puiul, găina. Sacrifici o bucată de cârnaț, o bucată de slăină, o zamă bună, să sacrifici un pui de cartofi, să sacrifici o stică de suc natural, nu de vopsea dulce, să sacrifici ceva, să moare ceva din tine, de dragul acelei familii. Și am dat concret nume de familie. Și am zis, hai să, hai să ne gândim. Iubim familia asta, iubim oamenii ăștia. Hai să chemăm. Noi așa, ne avem și toți am avut și de sărbători. Și mai avem de gând, de gând. Dar cu gașca noastră, noi de noi, nu-i rău, atenție, nu-i rău, nu-i rău să fie părtă uh, părtășinte față din biserica. Dar nu întotdeauna, numai noi, numai noi, numai noi, vorbă lui Dan, noi și voi, numai noi, numai, numai aceeași, numai aceeași și lista de invitați. Numai cu aia plecăm acolo, numai cu aia, numai cu aia, numai cu ea. Hai să mergem și cu alții. Hai să în cercul, hai să lăsăm inima noastră să iubească mai mult. Pentru că, frați și surori, cine nu iubește, nu l-a cunoscu pe Domnul. Și dragostea nu stă în povești. Copilașul, nu iubiți cu limba, cu vorba, dar cum? Cu fapta și cu adevărul. Așa că, sora viitoare, de răd, un telefon. sora Mărie, frate Iordie, sora viitoare, putea veni într-o sară până la noi? Sau? sora Mărie, frate Iordie, putem să venim într-o vizită? nu e așa, când ai o relație bună cu cineva, Suni, vreau să-i până la voi. Eu când am relație bună cu cineva, și mulțumesc domnule, am relație bună cu mulți oameni, zic că vezi că vin la voi la o cafea. Da, prea eu nu vreau la cafea. Nu fac diferența între o cafea bună și rea. Știu dacă e dulce sau nu, amară. Asta e diferența. În rest că, că, e la vață, că e, nu mă interesează. Dar um, când vreau să merg la cineva, să posesc, auzi, vezi că vin să beau un ceai la voi. Nu să beau un ceai la voi. Și nu, nu, spun cu, cu o înainte că, na, că vine păstorul, păi sora se pregătește, poți da Dan în vizită acum, o să zic, mai că ce nu i-ai spus, mă, să știam că -au, surorile... Na. nu, surorile. Da. Nu l-a dat nemurit la E foarte important. De gândește-te, cine nu s a călcat casa niciodată și totuși sunt în biserica asta, te împărtășești cu ei. Și spune, băi, chiar așa îi facem o listă. Cine nu ne-a călcat casă niciodată? Păi ce n-a călcat niciodată la masă? Hai să-l chemăm. Ia gândiți-vă, viitoare, planificați-vă, e două familie, hai să mâncăm împreună. Dana, Dana, dă voi, ca exemplu. Dana, uite, vreau să vin cu soția la voi, să mâncăm prânzul și au două săptămâni vă chemăm până la voi. Dau un exemplu, da? Hai să facem asta, hai să ne arătăm dragostea, dar nu familii de același, să zic rang, noi toți suntem frați în Hristos și sărori. Dar gândiți vă, hai să chemăm. Că tot în discuția noastră și cu asta închei, am citit, fantastic, fără să vreau ce mi s-a deschis Biblia. Întâmplător, au ziți. Uh, Luca 14, cu 12. Luca 14 cu 12. Iisus a zis și celui ce-l invitase la masă, când ai un prânz sau o cină, să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor. Mă, viu la tine, tu mai vii la mine, da? și să iei astfel răsplata pentru ce ai făcut. Ce atenție, versetul 13, când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Bine, vine frate, acum să mor un pic pentru frate, să-mi și să aștept până la înviere, merită mai bine răsplată atunci decât acum. așa -i? Vrem răsplată la înviere. Nu, no, hai să facem o listă, mă. care mai frate, frate, Toni, uh, Tony, ești să bisericii, mă, care sunt cele mai sărace familii? Uite, o listă cu cinci dintre ele. Da. No. Nevastă, știi ce? Cata. Vreau să le chem anul ăsta în 2024 la noi. Părând, dar nevastă știi ce? Pregătim o masă ca la nuntă. Ca la nuntă! M Am dacă săraci, știi, hai să spun ceva, la prânz o întreb pe Lisa, noi da, ce ți a făcut bunica de mâncare și mama? De ce pufuleț? Da, calina e Alina, ești, te și de ieftin cu nepoata asta. Nu-i chem la pufuleț. Cel că a avut mâncare bună, totdeauna au mâncare bună, da? Nu la pufuleț. Zine, nevastă, hai să luăm avem carne bună. Hai să facem zamă bună. Luăm o găină de casă. Facem ca la nuntă. Comand un tort. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, acestor foarte neînsemnați, frate, mi Isus, Iisus. Mie mi le-a făcut. Dar dacă vrei să arăți că iubești pe fratele tău, cum te obi pe tine, Dumnezeu și omul pe Hristos, cheamă astfel de frate și surori de tăi la masă. Și oferă o mâncare bună, ca și cum era de mâncare la Domnul Isus Hristos. Doamne, ajută ne. Amin.